HC Zalău rămâne fără Dana Băbeanu. Jucătoarea se va întoarce de săptămâna viitoare la Olchim Râmnicu-Vâlcea, echipă de la care a fost împrumutată în urmă cu 4 ani. Deși contractul să urma să expire abia la sfârșitul actualului sezon, echipa vâlceană a anunțat că are nevoie de jucătoare mai repede. În primul rând vreau să mulțumesc întregului colectiv, coechipierilor care au fost niște colege extraordinare și am numai cuvinte de laudă. Le mulțumesc că m-au ajutat în tot, în echipă, în afara terenului, absolut tot. De curând am aflat și eu și sper să fie cât se poate de bine pentru ambele echipe, și pentru Zalău și pentru Olchim, indiferent. Ai fost selecționată și ai fost chemată la lotul național. Cum privești acest pas? Sunt bucuroasă să aflu și o să mă străduiesc să fac tot ce pot, tot ce pot mai bine, cât pot. Crezi că vei ajunge să faci deplasarea din Brazilia? Nu pot decât să-mi doresc lucrul ăsta, rămâne de văzut. Pierdem o jucătoare importantă pentru partidele care au mai rămas din tur și pentru tot returul, a comentat antrenorul Gheorghe Tadici plecarea jucătoarei. Din păcate, după cum s-a anunțat în la terminarea jocului și pe festivitatea care am dorit să o facem, pierdem o jucătoare importantă pentru cele 5 etape de campionat care, în turul campionatului care au rămas și returul campionatului, deci pentru restul campionatului, prin plecarea Danei Băbeanu, o jucătoare care a progresat mult, în special în ultimii 2 ani. Coincidență sau nu, așa cum spuneam, pe convocarea la echipa națională, Olchimu și-a manifestat intenția de a o transfera de săptămâna viitoare. Nu știu dacă e atât de mare nevoie la 21 de jucătoare câte au ei în lot. Și așa cum am mai declarat, sper să nu fie o nouă Țăcălie sau Vădinanu sau Geiger.